Amintește-ți că acum câteva luni internetul era plin de zvonuri cum că dictatorul nord-corean Kim Jong-un a murit. A durat câteva săptămâni pentru o confirmare oficială a faptului că de fapt acesta este în viață. Absența de 3 săptămâni era asociată cu faptul că sora lui mai mică, Kim Yo-jong, i-ar putea lua locul ca lider suprem al Coreei de Nord. Kim Jong-un a fost un conducător faimos pentru brutalitatea sa într-o țară cu un istoric de dictatori excentrici. Deci, întrebarea care apărea este: va schimba sora sa lucrurile în bine? Va continua lucrurile la fel? Sau va crea un regim oribil pe care îl va face pe tatăl și fratele său să pară Gandhi prin comparație? Răspunsul te poate surprinde. În aprilie, Yo-jong era subiectul principal pe scena internațională în timp ce atenția tuturor s-a îndreptat înspre Coreea de Nord și posibila schimbare de putere. Aceasta a fost observată la summituri politice și chiar stând lângă vicepreședintele Statelor Unite Mike Pence la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Regatul Sihastru este faimos pentru modul în care alege ce informații să publice celor din exterior, cum ar fi jocul perfect de bowling al lui Kim Jong-il sau abilitatea lui Kim Jong-un de a conduce o mașină de la vârsta de 3 ani. Nimeni nu știa ce să creadă despre misterioasa Kim Yo-jong. Unii în mod bizar au felicitat-o pentru posibilitatea de a sparge tavanul de sticlă a supremației conducerii Coreei de Nord. Twitter a fost inundat de glume și mimuri complimentând înfățișarea fizică sau imaginându-și interacțiunea dintre aceasta și președintele Statelor Unite Donald Trump. Alții erau mai puțin optimiști, fiind îngrijorați că cioburile tavanului de sticlă vor ploua peste oamenii din Coreea de Nord, având rezultate mortale. Au existat și speculații între experții politici din străinătate cum că Kim Yo-jong ar fi creierul din spatele dictaturii lui Kim Jong-un, dar ca orice alt răufăcător malefic, preferă să rămână în umbră în timp ce fratele său este fața regimului. Din moment ce este învăluită de secrete și nu ne așteptăm să vedem un interviu despre viața ei prea curând, cea mai bună indicație pe care o avem cu privire la caracterul lui Yo-jong ca potențial conducător este timpul pe care aceasta l-a servit în regimul brutal al fratelui său. Kim Jong-un a fost la putere în Coreea de Nord timp de 9 ani, luând rolul de lider suprem al țării după moartea tatălui său, Kim Jong-il. Sub conducerea lui dictatorială, cetățenilor le-au fost restricționate un număr mare de drepturi. De exemplu, accesul la mass media sau internet este controlat și limitat de regimul lui Kim. Oricine critică regimul este arestat și se poate aștepta la o călătorie doar dus înspre unul dintre lagărele de muncă, rezervate nu doar pentru prizonieri politici, ci și pentru familiile lor. Dacă nu accepți politica regimului, poți să-ți iei rămas bun de la libertate și probabil de la viață. Informațiile care ies din Coreea de Nord, inclusiv detaliile despre viața personală a familiei lui Kim, sunt alterate și falsificate, deci e greu să spunem care dintre ele sunt reale. Ceea ce știm însă este că sora lui s-a născut fie în 1987 sau 1989, depinzând de raport. Este cea mai tânără dintre copiii lui Kim Jong-il. Are o diplomă de programator de la Universitatea Kim Il-sung, cu toate că înainte de asta a urmat cursurile alături de fratele său în Elveția. Conform unui număr mare de rapoarte, aceasta are o relație strânsă cu fratele său. Cât timp tatăl său a deținut titlul de lider suprem, Kim Yo-jong a servit ca membru al grupului de sfătuitori în 2009, unde și-a primit porecla de Ivanka Trump a Coreei de Nord. Totuși, Kim Yo-jong s-a făcut remarcată după ce a participat la cea de-a treia conferință a Partidului Muncitorilor din Coreea în 2010 și apoi a asistat la înmormântarea tatălui său în anul următor alături de Kim Jong-un. Deci, ce poziție deține Kim Yo-jong în partid? Din 2014 este asistent director al Departamentului de Propagandă și Agitație a partidului. Precum sugerează numele, acesta este departamentul care se ocupă de distribuirea propagandei. Îți amintești că mai devreme am spus că regimul lui Kim Jong-un controlează mass media țării?
Ei bine, mulțumită acestui departament care este condus de sora sa, treaba merge ca pe roate. Totuși, cum reușesc aceștia să controleze mass media? Ei bine, să spunem că ești un jurnalist nord-corean care redactează pentru ziarul național. Fiecare ziar tipărit în Coreea de Nord trece prin 3 runde de cenzură. Prima dată, editorul ziarului trebuie să înlăture tot ceea ce ar putea fi considerat împotriva partidului sau împotriva lui Kim Jong-un, după care partidul surorii liderului elaborează 2 verificări adiționale. Tot ce poți spera este ca aceștia să nu găsească informații care te-ar putea arunca pe tine sau familia ta într-un lagăr. Pe lângă faptul că filtrează orice informație pe care regimul nu o vrea făcută publică, partidul de propagandă se ocupă și de traducerea publicațiilor din alte țări, păstrându-le secrete și cenzurate. Aceștia creează reglementările pentru propaganda distribuită în Coreea de Nord, deci poți dormi liniștit știind că toate posterele, operele de artă și piesele care idolatrizează partidul au fost aprobate de însăși Kim Yo-jong. Totuși, rolul de conducere în departamentul de propagandă este doar începutul. În octombrie 2017, Kim Yo-jong a devenit a 2-a femeie desemnată pentru a face parte din Politburo. Ce este Politburo? Titlul complet sună așa: Biroul politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc din Coreea, și este cea mai mare autoritate în luarea deciziilor din întreaga Coreea de Nord. Cuprinzând lideri militari și politici importanți, Politburo se ocupă de supravegherea funcționării partidului. Este sanctuarul interior al lui Kim Jong-un, consiliul celor mai de încredere politicieni și generali aleși de Comitetul Central. Nu sunt doar cea mai mare autoritate din partid, dar au și puterea absolută asupra Republicii Democrate a oamenilor din Coreea, iar deciziile lor sunt impuse de lege. În 2017 se speculează că numirea lui Kim Yo-jong într-o funcție din Politburo a fost o indicație a faptului că fratele său a vrut să înlocuiască prima femeie care a deținut această poziție în birou, mătușa lor Kim Kyong-hui. Deși se crede că Kim Jong-un și mătușa lui erau în relații bune, se pare că aceasta nu juca un rol activ în regimul partidului, fiind și motivul pentru care a fost înlocuită. Kim Yo-jong, la urma urmei, avea o reputație pentru faptul că acționa având în minte cele mai bune interese ale regimului. Totuși, precum mulți alți oficiali din Coreea de Nord, implicarea acesteia în Politburo nu a fost scutită de fluctuațiile continue în rancurile partidului. Astfel, în aprilie 2019, aceasta a fost înlăturată de acolo pentru a fi renumită un an mai târziu, în aprilie 2020, în aceeași perioadă în care au apărut zvonurile despre moartea lui Kim Jong-un. De aici putem concluziona că Kim Yo-jong cunoaște arta politică de a manevra informațiile și că urmărește puterea în cazul în care fratele său ar muri. În ciuda acestor lucruri, se pare că există o legătură puternică între Kim Yo-jong și fratele ei. Având în vedere numeroasele ocazii în care Kim Jong-un i-a oferit poziții de conducere, putem concluziona că acesta are încredere în ea și în dedicația ei privind regimul partidului. Cu siguranță, Kim Jong-un o tratează mai bine decât pe ceilalți frați, în special mai bine decât pe fratele lor mai mare, Kim Jong-nam. După ce nu i s-a permis să devină succesorul la tron, Kim Jong-nam a fost asasinat în 2017 în Malaezia. Acesta a fost un critic al regimului și ca rezultat a fost asasinat de propriul frate. Totuși, nu-ți va veni să crezi cum a decurs totul. În timp ce Kim Jong-nam aștepta zborul de la aeroportul internațional din Kuala Lumpur, capitala Malaeziei, 2 femei s-au apropiat de el spunând că filmează un show TV cu farse. L-au spreiat în față cu o neurotoxină letală, iar după câteva minute a murit. Nu e clar dacă aceste femei erau asasini plătiți sau doar pioni care nu aveau idee despre ce va urma. Având în vedere înclinația lui Kim Jong-un de a-și asasina frații, Kim Yo-jong s-a descurcat bine nu doar să servească regimului, ci și să îi câștige încrederea fratelui său, ocupând mai apoi poziții de putere în partid. Acestea s-au întâmplat în ciuda culturii masculine din Coreea de Nord. E clar că nu împărtășește sentimentele anti-regim ale fratelui său Kim Jong-nam și se pare că acest lucru i-a adus favoarea liderului suprem. Creșterea influenței ei în guvernul Coreei de Nord i-a făcut pe mulți să creadă că într-o zi aceasta îi va lua locul. Desigur, mulți nu înseamnă toată lumea.
Un specialist în Coreea de Nord denumit Leonid Petrov a afirmat că Kim Yo-jong nu ar putea să îl înlocuiască pe fratele său ca și lider suprem. Acesta a declarat pentru The Guardian următoarele: Coreea de Nord este o țară confucianistă în care senioritatea și masculinitatea sunt respectate. Ea este cel mai de încredere aliat al lui Kim, dar nimic mai mult. Pe cealaltă parte, Anna Fifield, o jurnalistă de la Washington Post, susține că Kim Yo-jong este singurul membru al familiei care ar putea lua frâiele de la Kim Jong-un. Această afirmație ar putea fi adevărată având în vedere că singurul frate rămas, Kim Jong-chul, nu pare interesat de conducerea țării și preferă să își dedice timpul învățând să cânte la chitară. Având în vedere cât de repede a urcat Kim Yo-jong în rancurile partidului, obținând tot mai multă responsabilitate și control și răspândindu-și influența în ultimii ani, este plauzibil ca aceasta să preia funcția fratelui său în cazul în care acesta ar muri. Cum ar conduce aceasta Coreea de Nord este un lucru pe care putem doar să-l speculăm. Momentan este greu să ne imaginăm ceva mai rău decât viața sub prezentul regim opresiv condus de Kim Jong-un și de către partid. Având în vedere dedicația acesteia pentru regim și pentru politburo, se pare că Kim Yo-jong ar continua să conducă Coreea în imaginea fratelui său. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!